20 noiembrie. Azi îl pomenim pe Sfântul Grigorie Decapolitul. Acesta s-a născut într-una din cetățile Decapoliei, care se numește Irinopolis. Ajungând la vârsta de 8 ani, Grigorie a fost dat la carte și după ce s-a nevoit vreme destulă și a învățat toate câte i s-a părut că îi sunt de trebuință, alerga întotdeauna la biserică cu multă evlavie și toate cuvintele folositoare și mântuitoare de suflet câte le auzea, le împlinea și cu fapta, ca un cunoscător și înțelept. Și străbătând vestea minunilor sale pretutindeni, atunci prea bine credinciosul Ban, Barbu Craioveanul, care se trăgea din neamul basarabilor, zidind din temelie Sfânta Mănăstire Bistrița, întru cinstea adormirei preasfintei născătoare de Dumnezeu și purorea Fecioarei Maria, în județul Vâlcea, pre apa Bistrița și vrând să o împodobească cu un odor scump și sfânt ca acesta, cu multă sârguință, cu multă rugăciune către Dumnezeu, a adus cu mare cheltuială sfintele moaște din mănăstirea unde se afla, în Sfânta Mănăstire nou zidită, le-a așezat acolo cu multă cinste și evlavie în Sfânta Biserică, în partea dreaptă, și de atunci până în ziua de azi se află acolo nestrămutate, întregi și nestricate, izvorând mireasmă prea frumoasă și dând tămăduiri de tot felul de boale, ca și mai înainte, la cei care alergau cu credință către el. În această seară se norocește anul ce urmează. Dacă pe cer sunt stele și e senin frumos, anul va fi rău. Iar dacă va fi nisoare, lapoviță, un ger sec sau promoroacă, anul va fi bun.